În iulie 1979 s-a născut Irak, dar nu a dat niciodată înapoi de la nimic. A fost înconjurat de o familie iubitoare care este acum responsabilă pentru numele său de scenă. De ce? Pentru că de la Bebe, Bebiță, Pepe, Pepiță nu e decât un pas până la Pepe. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Nicolae Cârlig, manager Radio Suflet Drag România și am deosebită onoare să fac prefață acestui îndrăgit solist de muzică latino din România, pe numele său real, Ionuț Nicolae Pascu. Un Ionuț Pascu oarecare, dacă nu ar fi descoperit muzica. Am muncit mult să ajung artist, sunt mândru că am fost printre primii care au cântat flamenco în România. Spune Pepe. De carieră sa se leagă nume precum Camelia Dăscălescu, profesoara sa de canto, căruia îi este profund recunoscător. Își creează singur piesele și tot el scrie și versurile, de aceea veți găsi un Pepe extenuat, dar fericit la finalizarea unui album. Îmi plac cântările live, muzica flamenco, Gypsy Kings, petrecele spontane, sălile pline, vama veche și fotbalul în echipa artiștilor, ne spune Pepe. Vorbește cu plăcere despre reușitele sale profesionale, cel mai fericit am fost când am câștigat locul 2 la Mamaia. Însă își recunoaște vulnerabilitatea în fața evenimentelor neplăcute din viața lui. Cel mai trist moment din viața mea a fost la moartea prietenului meu, Ameo. Dragostea cu care a fost înconjurat de mic i-a insuflat credința în două valori de neînlocuit, familia și prietenii. Consideră că niciun lucru negativ nu te poate atinge dacă există armonie și loialitate între prieteni. Preferă oricând petrecerile cu apropiații săi și mesele gătite de mama sa unor ieșiri mondene pretențioase. Este conștient ca orice om care partea sa de bucurie sau necaz. Important este însă să știi cum să reacționezi în fiecare situație și să mergi întotdeauna mai departe. Un om este un suflet, iar al meu este plin de dragoste și muzică. Din acest motiv cântă Pepe, pentru a transmite aceste stări publicului pe care îl iubește și oamenilor sinceri pe care îi admiră. Iată, dragii mei, puțin spus despre îndrăgitul artist Pepe, mai multe ne va spune chiar el într-un interviu acordat colegii mele Angela Bojodi de la Radio Suflet Drag Alba. Să-l ascultăm cu drag! Doamnelor și domnilor, în această seară am plăcerea și onoarea să l-am invitat în studioul Radio Suflet Drag, în emisiunea Suflet Drag Ești Tu, pe inegalabilul Pepe. Bună seara și bine ați venit alături de mine și ascultătorii mei. Bună seara tuturor, sărmâinile! Domnul Pepe, a existat în viața dumneavoastră o persoană care să vă marcheze? Ați avut un model în viață? Au existat mai multe persoane care mi-au atras atenția, mi-au schimbat viața și pe care le-am considerat oarecum model. Și când mă refer la model, mă refer la partea pozitivă, pentru că au existat și persoane în viața mea sau personaje pe care le-am cunoscut și am spus așa nu. E bine să iei de la viață tot ceea ce consider că e bun pentru tine, dar totodată să nu împrumuți prea mult de la nimeni și să-ți creezi propria identitate, mai ales din punct de vedere muzical. Pentru că dacă nu te identifici tu ca artist să fii atât ca timbru vocal, interpretare, cât și ca repertoriu, atunci nu poți fi tu un brand, nu poți fi tu un model. Dar e bine să înveți de la fiecare câte puțin, pentru că sunt mici, nu neapărat trucuri, dar din experiența fiecăruia trebuie să împrumuți câte ceva și să adaptezi la personalitatea ta. Așa este. Pepe, care este cea mai puternică amintire legată de muzică? Cea mai puternică amintire? E puțin greu de răspuns și la întrebarea asta. Pentru că începuturile întotdeauna te marchează. Atunci când eram copil, undeva la 16-17 ani și am început să merg deja la festivalurile de muzică, aveam senzația că nu voi răzbate niciodată și nu voi fi niciodată un idol pentru nimeni. Aveam senzația că nu pot fi un cântăreț atât de iubit cum sunt acum sau atât de apreciat și cu atât de mulți fani. Dar ușor-ușor am cunoscut succesul. Nu vă pot spune care e momentul cheie. Poate festivalul de la Mamaia,
poate activitatea de după Ratin Express atunci când am continuat, pentru că se putea întâmpla să fie un foc de un an, un foc de o vară, cum se spune, și după un an de zile de succes să mă opresc. Iată, după 16 ani de carieră, mă pot lăuda cu destul de multe albume, single-uri, concerte, nu mai vorbim, sau apariții pe scene mari cu mii de oameni. Și atunci cred că întreaga activitate ar trebui să spun că m-a marcat. Pentru că au fost și momente mai bune și momente mai puțin bune, dar toate una peste alta marchează ceea ce înseamnă artistul Pepe. Cu siguranță, așa este. Împreună cu trupa Latin Express ai adus pentru prima oară în România un stil muzical și anume flamenco. Ne este dor de acel stil, pe când un album exclusiv flamenco? Un album exclusiv flamenco, credeți-mă că nici cu Latin Express nu am avut. A fost un fel de rumba cu influențe flamenco, ceea ce fac și acum, doar că sound-ul s-a mai schimbat puțin și e normal să te adaptezi puțin la modern. Cu cât intri în zona tradițională, cu atât nicia, aș putea spune că e mai laterală, dacă îmi permiteți exprimarea. Da. Dar mi-aș dori și îmi doresc să am un concept pe care o să-l realizez cu siguranță undeva la anul. Un concept special dedicat stilului flamenco sau stilului tradițional mai degrabă, pentru că atunci când spui flamenco e destul de elaborat și destul de dificil de realizat, cred că mi-e aproape imposibil și mie, dar totuși încerc. Și o să fac și pentru sufletul meu și pentru o mână de oameni cunoscători și dornici să vadă altceva. Dar întotdeauna trebuie să îmbinăm partea comercială cu partea artistică și elaborată. Și produsul finit a ceea ce înseamnă Pepe, cam asta înseamnă. Sunt puține radiouri care mai transmit... Din păcate. Da. Sunt puține radiouri care mai transmit și o muzică destul de comercială. Deja... Mi se pare că uneori seamănă piesele între ele, cele care sunt difuzate, și sound-ul se vrea să fie cam același pentru toată lumea. Așa este. Dar nu mai contează cine ne difuzează și cum ne difuzează, important e că încă sunt oameni care ne apreciază, ne iubesc. Iată, dumneavoastră îmi cereți piese tradiționale. Mă bucur să aud asta. Da, domnul Pepe, da. Ce proiecte noi are Pepe în viitorul apropiat? Doar ieri am lansat... Pe data de 17 am lansat un single nou ce se intitulează Ia-mă iar. E o piesă plină de energie, o piesă plină de viață. Mulți ar putea spune că e o piesă de distracție de vară, dar eu consider că și iarna se poate distra omul și n-am cântat niciodată colinde și atunci am zis hai să lansez undeva în noiembrie o piesă plină de energie, pentru că toată lumea va petrece în perioada următoare. Și nu e o piesă de sezon, e o piesă de dragoste, e o piesă de dorință, de distracție și de dragoste, pe care am lansat-o și încă nu am apucat să o cânt decât într-un platou TV până în momentul de față. Cine vrea să acceseze, foarte simplu, să intre pe pagina mea oficială www.pepe.ro sau pe site sau pe Facebook. E simplu să-l găsești pe Pepe, pentru că e ușor de tastat. Iar piesa Ia-mă iar este prima în atenția publicului în această perioadă. Cu siguranță va rula aici la noi la Radio Suflet Drag. În încheierea interviului, un gând pentru ascultătorii Radio Suflet Drag? Păi, exact cum se și numește radio, Suflet Drag. Vă doresc să aveți un suflet drag toată viața și să ascultați muzică bună și Doamne ajută să ne întâlnim și personal la evenimente cu sufletul la fel de drag. Doamnelor și domnilor, ați ascultat în premieră și exclusivitate aici la Radio Suflet Drag, în emisiunea Suflet Drag Ești Tu, interviul acordat de domnul Pepe. Mulțumesc încă o dată, stimate domn, și vă invit în continuare să ascultați emisiunea Suflet Drag Ești Tu și, ca o surpriză pentru dumneavoastră și pentru ascultători, vom audia muzică cu nimeni altul decât Pepe.
Mi-ai luat tot ce aveam pe lume, puterea de a mai iubi. Mi-ai luat cu tine fericirea, dorința de n-a mai trăi. Fructul iubirii noastre crește, mi-e greu fără iubirea ta. Dar amintirile cu tine, nimeni nu mi le poate lua. Ești îngerul iubirii mele, te simt acolo undeva. Numai iubirea ta imensă, doar ea mă poate ajuta. Tentații dulci și mincinoase mă-ndeamnă iadul să-l aleg, iar bunătatea-mi face semne de lângă ea să nu mai plec. Numai iubirea, doar iubirea îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mai iubi din nou. Ești îngerul iubirii mele, te simt acolo undeva. Numai iubirea ta imensă, doar ea mă poate ajuta. Tentații dulci și mincinoase mă-ndeamnă iadul să-l aleg, iar bunătatea-mi face semne de lângă ea să nu mai plec. Numai iubirea, doar iubirea îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mai iubi din nou. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mai iubi din